Studiul s-a derulat în perioada 18-28 mai 2020 pe un eșantion de 512 persoane în rândul populației municipiului Suceava cu vârsta de peste 25 de ani. Demersul de cercetare a fost efectuat pentru a determina gradul de imunizare naturală a populației pentru COVID-19, odată cu dezvoltarea anticorpilor IgG și a nivelului de infectare cu noul coronavirus. Pentru acest studiu au fost folosite două metode de testare: metoda moleculară RT-PCR, considerată gold standard pentru detectarea virusului SARS-CoV-2, și testarea serologică prin metoda chemiluminiscență pentru determinarea anticorpilor de tip IgG. Rezultatele finale realizate de lanțul de laboratoare medicale pentru populația municipiului Suceava arată că rata de imunizare față de SARS-CoV-2 în rândul sucevenilor este de 20%, ceea ce înseamnă că aproximativ 16.500 de persoane au dezvoltat anticorpi specifici. Imunizarea se realizează exclusiv prin expunerea la virus. Astfel, studiul arată că cele mai expuse au fost persoanele cu vârsta cuprinsă între 45 și 54 de ani, în rândul cărora testele de laborator au indicat prezența anticorpilor pentru 29% dintre acestea. La polul opus se regăsesc tinerii cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani, pentru care nivelul de imunizare naturală este de 3 ori mai mic. În ceea ce privește rata de infectare, studiul arată că din cei 512 suceveni testați, 3,7% au fost confirmați pozitiv pentru noul coronavirus, aceștia fiind comunicați către DSP conform protocoalelor în vigoare. Raportat la numărul de locuitori de peste 25 de ani din municipiul Suceava, acest procentaj indică faptul că la acest moment peste 3.000 de locuitori din Suceava ar fi purtători ai virusului. Totodată, datele studiului evidențiază că toate persoanele testate, ale căror test RT-PCR a fost pozitiv, erau asimptomatice. O altă concluzie surprinzătoare, ținând cont de faptul că probabil în conformitate cu anticorpii dobândiți, circa 16.500 de suceveni au trecut prin boală și că în Suceava au fost înregistrate până în acest moment doar aproximativ 200 de decese cauzate de COVID-19, cel mai probabil, la nivel de județ, rata de mortalitate este mult mai mică față de cea estimată, respectiv sub 1% sau chiar între 0,3 și 0,5%. O astfel de afirmație se poate face ținând cont că numărul de decese se referă la județul Suceava, cu aproximativ 600.000 de locuitori, iar studiul evidențiază doar persoanele care s-au infectat cu SARS-CoV-2 în municipiul Suceava, care are o populație de circa 100.000 de locuitori, a transmis Mihai Parcu, președinte și CEO al MedLife Group. În conformitate cu datele publicate la nivel internațional, pacienții asimptomatici depistați la screening cu IgG anti-SARS-CoV-2 pozitiv și RT-PCR pozitiv din exudatul nazal și faringien foarte probabil nu mai prezintă risc infecțios pentru contacți, mai arată cercetarea. Având o privire de ansamblu ca urmare a derulării studiului, credem că situația din Suceava este relevantă și că măsurile de izolare au fost binevenite. Dacă este să ne raportăm la rezultatele primului nostru studiu derulat la nivel național și care indica faptul că sub 2% dintre români aveau anticorpi în urmă cu câteva săptămâni, era firesc să se recurgă la izolarea focarelor. Mai mult, atât rezultatele primului studiu, cât și rezultatele celui de-al doilea ne arată că populația României este mai rezistentă la virus decât s-a estimat inițial, dar acest lucru nu înseamnă că trebuie să renunțăm la măsurile de protecție și cele de distanțare socială. Considerăm că toate indicațiile Ministerului Sănătății trebuie urmate în continuare cu atenție, deoarece există încă un număr însemnat de pacienți asimptomatici care pot răspândi boala. Este necesar să protejăm în special persoanele în vârstă și cele care au afecțiuni medicale, care asociate infecției cu SARS-CoV-2 pot avea consecințe foarte grave, a concluzionat președintele companiei.